Hit Music Playlist. Impulse. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Good vibe station. Neața, dragii noștri. Bună dimineața, încă o dată, că eu nu știu când ne auzim, când ne dă drumul din regie vorba aia. Noi vorbim. Dacă ne auzim bine, dacă nu, nu, de văzut ne vedem. Adică putem eventual să ne vedem la televizor, pe canal de 2 și să nu ne auzim. Dar până acum a mers totul tehnic. Brici, neața, bună Românie, într-o zi la fel de caldă și la fel de frumoasă, o zi de vară, o zi de salariu și dacă tot este cu salariu, aveți grijă de el să nu fiți hackeriți. Ați văzut doamna aia din Alba Iulia, care ei s-au luat de pe 3.000 de lei, săraca femeie, wow. Serios. V-am întrebat și pe voi așa foarte scurt la 0754222999. A încercat cineva să vă hackerească, să vă păcălească, să vă tragă țeapă pe net normal. Adică să primești mail-uri de alea că un norvegian, auzi-mă, un nigerian, un norvegian, un togalez, cei din Togo, cum se numesc? Togalez, Togo. Nu, știi, noia. Fii atent, noi când comentăm, apropo de asta, paranteză, știi? Și e câte o țară de asta, mai ales la Jocurile Olimpice, când sunt din toate colțurile lumii, știi? Dacă nu știm, zicem togolez. Zicem alergătorul din Togo, da, mereu. Togolez. Sau sportivul din Togo, știi? Sau din Trinidad, Tobago, zi tu. Hai să vedem dacă voi aveți... Zi la Trinidad, Tobago. Da, zi tu la cetățean din Slobozia. Cetățean din Slobozia? Da. Român. Ai văzut? 0754222999. Ia zi tu, ai avut vreo tentativă de asta de hackereală, de fraudă, de să-ți spargă conturile bancare și nu numai. Hai să vedem, hai să auzim. Neața. Neața, bună, băieți, de la Cluj, Radu. Ia zi, Radu. Ce tentativă de hackereală am văzut-o eu. Un mail de la o firmă internațională de curierat. A, da, cum că coletul meu pui în depozit și trebuie să plătesc o taxă de, mai țin minte exact, 2 euro, ceva de genul, așa, să pot să-mi actualizez adresa de livrare, pentru că nu mai țin minte exact cum era, și să bag și cardul ca să plătesc 2 euro. Exact. Până la urmă mi-am dat seama. Okay. Am trimis mail-ul la firma mamă, să zic așa, la firma adevărată, și s-a rezolvat. Mi-a trimis înapoi răspuns, cum că mulțumesc pentru că a rezolvat problema cu hackereala aia. O zi faină, salut! Hai, o zi faină și ție, baftă multă, bine că ai rezolvat, o spunem din nou, bună dimineața! Neața! Mai primesc din când în când, așa, pe la comentarii, mesaje dintre astea, gen suntem o instituție bancară și oferim credite de la până la cu dobândă, cel puțin ce am văzut acolo. Okay. De la 0,2% la nu știu cât. Deci niște... Deci îți dai seama că ești super tentat. Niște păcăleli. E logic să fii... Lumea să nu le ia în considerare, normal. Să nu creadă că astea sunt și reale. Corect. Are bine, și lui, nu mai știu ce țepe a făcut. Mai pe românește. Exact. Țeapă. Zi bună, o zi bună și ție, bună dimineața, hai să mai spunem din nou. Să băieți, și mie mi s-a hackuit acum în ultima vreme cardul. Ok. Mi s-a clonat și ca să vezi, mi s-a clonat de nevastă mea. Excelent, bravo, aplauze doamnei. Aplauze doamnei. La fix vine alături. Cred că toți avem această, să zicem, situație. Știi că în engleză nu mai e problemă, e issue sau situation, știi? Cu toții traversăm această situațiune, ca să folosesc un termen de-al lui Caragiale. Vine imediat la fix Nadina Zisu. Normal că nu vine singură, ci însoțită de alaiul de știri. Radio Impuls și Canal de 2, stație pe fază. Ne întoarcem și noi la voi în dimineața pe 2, Grig și Cernat. Vă spunem neața. Neața. Dimineața pe 2. This is... Dragii mei, din nou împreună, dimineața pe 2 cu Grig și Cernat. Stăm la povești, am vorbit de bani mulți și apoi am vorbit de hackereală. De o doamnă
de o doamnă care săraca a rămas fără 3.000 de lei. Și avem 3.000 și oameni pățiți în continuare la 0754-222-999. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Vă pup, Valerica din București, toate cele bune și o zi frumoasă să aveți! Doamne ajută! Ce vă zici, măi copii? Ia încercat să puneți un anunț pe OLX cu ceva de vânzare. Da, și o să am vedeți și ce cere pe data că băieții. Toate cele bune și sănătate maximă. Oleu, deci am pățit-o și pe asta nu vine să credeți. Eu îmi dau seama că am o super activitate pe internet și cred că de asta și asta cu OLX a pățit. Am vândut și eu odată în viața mea ceva pe OLX și mă sunau de prin Anglia. Îmi propuneau tot felul de combinații ciudate cu bani, cum să mi trimită, cum să... Doamne Dumnezeule! Da, mi-a dat, am primit și eu, adică nu eu, noi am primit un mesaj cu, de la un domn care la rândul lui a primit eu un mesaj. Mi-a o oră să-l citesc. Mi-a rămas în cap suma 9.500.000 de dolari, exact ce ziceai tu mai devreme, semnat de Fusion Gimbin Savas Office, nu știu cât, Gmail, o doamnă Fusion. Fusion Timbavaș Tim Savas Gimbin. Ok, mulțumim mult. Nadina Zisu este în schimb alături de noi. Bună dimineața, credeți că rămâneți fără? Nu am crezut niciodată așa ceva și mai mult decât atât te întrebăm și pe tine. Ai fost vreodată, ai avut vreo tentativă de asta de fraudă pe net? Te-ai fost vizată, nu știu, a încercat cineva să-ți ia banii de pe card, să spargă vreun cont de Instagram, de Facebook, mail, vreun nigerian care s-o oferea să-ți dea milioane? Nu, dar cred că ți-am mai zis că cineva mi-a luat pozele și are un cont fals pe Instagram cu în jur de 70.000 de urmăritori. Stai, ce, cum? E o poveste mai veche, da, e cineva care îmi fură pozele, ori de pe Facebook, ori de pe Instagram, de prin 2013, deja sunt 10 ani. Și face alte conturi, dar pe Facebook de fiecare dată am reușit să le închid. Și pe Instagram n-am reușit, deși am trimis poză cu buletin cu tot, situația explicată. Da. Deci are mai mulți followers decât tine, cum absolut, ar absolut, de 10 ori mai mulți. Ok. Nu doar mai bine. Mulți. Nadina, okay. Tu ai foarte telespectatori interesant. Și ascultători fideli, da, la știri. Și pe astea nu poate să mi le fure. Asta nu-ți fură nimic. Știri cu Nadina Zisu. Bună dimineața, bun găsit la știri! Este anchetă uriașă după ce autoritățile au găsit în 3 centre private de lângă capitală bătrâni lăsați flămânzi, nespălați și fără medicamente. Peste 100 de oameni trăiau de ani întregi în condiții inumane. Vecinii spun că bătrânii umblau dezbrăcați în curte chiar și iarna și cereau disperați mâncare la gard. Familiile plăteau chiar și 7.000 de lei pentru îngrijirea bătrânilor. Ancheta vizează și două instituții ale statului care au dat bani acestor centre și care, bineînțeles, ar fi trebuit să facă verificări. Mai puțin de jumătate dintre elevii care au început școala acum 12 ani au promovat examenul de bacalaureat, potrivit unei statistici. Mai exact, 42,3% dintre cei înscriși în clasa 1 în 2011... au reușit să termine cu bine liceul. În mediul rural, cifrele sunt și mai îngrijorătoare, 27,7%. Criza de medici din spitale se adâncește. Ne lipsesc la nivel național cardiologi, anesteziști și diabetologi, iar mai multe secții își suspendă activitatea din lipsă de specialiști. La Spitalul Municipal din Câmpul Ungușcel, secția de cardiologie s-a închis în urmă cu o săptămână. Cursa Interregio Budapesta a ajuns la destinație cu 7 ore întârziere, un record pe anul acesta în materie de întârzieri pentru CFR. Trenul a rămas în câmp în județul Brașov din cauza unei defecțiuni. Compania și-a cerut întâi scuze printr-un comunicat și abia după ore întregi le-a oferit oamenilor apă și mâncare. Unul din 10 locuitori din zona orașului Torino este român. 23% dintre companiile deținute în împrejurimi de străini sunt ale românilor, scrie presa italiană. Ungaria a adoptat o lege controversată în domeniul educației. Actul normativ modifică statutul profesorilor, le crește volumul de muncă și prelungește anul școlar. 5.000 de profesori amenință că vor părăsi posturile în curând. Elevii din Olanda nu vor mai avea voie cu telefoane, tablete și ceasuri inteligente la ore, au anunțat oficialii olandezi. Autoritățile încearcă astfel să limiteze sursele care distrag atenția copiilor de la cursuri. Măsura va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2024.
Exploratorul francez care se afla pe submersibilul Titan a dezvăluit, cu scurt timp înainte de a pleca în călătoria care i-a adus moartea, că a rămas blocat sub apă timp de 3 zile într-o călătorie anterioară spre Titanic. Exploratorul era un scafandru veteran de adâncime și făcuse deja 37 de călătorii la epavă. Un trabuc fumat pe jumătate de Winston Churchill va fi scos la licitație pe 19 iulie. Trabucul a fost oferit cadou unui polițist care făcea parte din echipa de securitate a fostului premier al Marii Britanii. Iar Sorana Cârstea este acuzată că a atacat comunitatea LGBT într-o postare pe Instagram. Faceți bărbații din nou masculini, faceți femeile din nou feminine și faceți copiii din nou inocenți, a fost mesajul sportivei care a atras numeroase critici de la fani din toată lumea până la jurnaliști străini. Cam atât la știrile orei 8, dar ne reauzim cu noutăți într-o oră. Dimineața pe 2. Dimineața pe 2 on Impulse Radio. Deci, bună dimineața și atenție mare. Nadina Zisu a fost clonată pe Instagram. 77.000 de 77.000 de followers. În jur de 70.000 avea ultima oară când mi-a trimis cineva, pentru că eu sunt blocată, bineînțeles. O singură întrebare. Eu și oameni din jurul meu, te rog. Cum te cheamă când pe profilul Facebook? Cristina Lorena 26. Doamne Dumnezeule, Cristina Lorena va prezenta știrile. Mulțumim mult. Noi suntem Gric și Cernat, rămânem în dimineața pe 2, nața! Dimineața pe 2! Impulse! Enjoy the hits!